Școala gimnazială numărul 10 din Giurgiu a fost selectată de Fundația Roma Education Fund România ca model de bună practică a programului Școală după Școală, care își propune un set de măsuri care vor contribui la prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii și la dobândirea de competențe și abilități de bază de către cei care au părăsit timpuriu școala. Este vorba de două proiecte pe grupuri dezavantajate, și anume Școală după Școală, primul pas spre succesul școlar și oportunități egale în educație pentru o societate inclusivă. În cadrul acestor proiecte se desfășoară ore de limba română, de matematică, limba engleză, informatică. Copiii beneficiază și de o masă caldă în fiecare zi. Programul pentru Școală după Școală este de la 12 la 4. Aici participând elevi de la clasele 1 până la clasele a 4-a, iar la cel de-al doilea proiect oportunități participă, deci beneficiari, sunt elevi de clasele a 7-a și a 8-a. În acest context, o televiziune franceză France 24 a încheiat un parteneriat cu reprezentanții programului și au vizitat astăzi școala pentru a realiza un documentar despre educația copiilor romi. Părinții sunt foarte mulțumiți de rezultatele copiilor în ultimii 2 ani școlari, deci copiii care au beneficiat de aceste proiecte în ultimii 2 ani, s-au văzut rezultatele care au fost foarte bune. Abandonul școlar nu mai există, iar părinții le ușurează, ca să zic așa, munca. Autoritățile au răspuns pozitiv și speră ca prin astfel de proiecte să se reducă semnificativ rata abandonului școlar. E un lucru bun, pentru că va fi metențiată școala numărul 10, dar așa cum spunea și domnul primar, chiar merită. Eu am făcut o analiză în general la tot sistemul de învățământ, iar eu spun că școala numărul 10 cred eu că este pe primul loc privind accesarea de proiecte europene. Sunt 4 sau 5 proiecte care le-a accesat în mod direct. În proiectul Școală după Școală sunt incluși 30 de copii de etnie romă, care își propune și dezvoltarea unui mecanism de colaborare între factorii cheie implicați în procesul de educație, precum și creșterea calității serviciilor de educație.